mască face icter. Cade din picioare dacă vede că toată lumea e în regulă. Nu, scopul lui este să-ți dea la temelie să te facă muci. Să-ți găsească un motiv, să-ți dea... Nu există niciun pic de grijă față de om nicăieri. Da, nici în alte țări, bineînțeles. Dacă era grija asta masivă, am explicat și ieri cât mai clar puteam să o spun decât am spus-o. Pentru toate impozitele pe care le-am plătit la timp, nu se putea face totuși un artificiu de ăsta de calcul și în favoarea noastră să primim câteva măști, câteva medicamente, adică să văd, eu țin statul. Să nu creadă toți tâmpiții de la televizor că statul ne ține pe noi. Nu, statul suntem noi, mă. Noi ținem România. Deci nu puteau să facă și ei un efort să ne trimită niște măști, cum ne trimitea doamna Firea cu conservele alea de sănătate. Vinete, zacuscă, fasole, țineți minte de sărbători, de făceam noi mișto pe aici. Colegii mei nu făceau mișto, n-aveau voie. Ei ziceau, vai, ce daruri frumoase ca să aibă după aia grațiile doamnei Firea. Și îmi băteam eu joc singur de ea la televizor. Da, ceilalți nu râdea niciunul de pachetelele alea. Numai eu. Și l-am lăsat, bineînțeles, pe aici. N-am dus niciun pachet acasă. Da, așa suntem și acum. În situație, exact în situația asta suntem. Da, nu primim nimic. Așa ar fi trebuit dacă sănătatea era pe primul plan. Numai asta auzim, sănătatea română. Pe care sănătate, mă, că n-avem un spital serios? Sănătate, grija pentru români? Păi mă, Vela, în loc să-ți răcești gura la televizor de câteva luni, du-te, mă, cu hârlețul în mână și sapă și tu fă ca și chinezii aia. Poate reușești să faci un spital dacă ești talentat în 10 zile, mă. În loc să vorbești la televizor. Atunci m-aș fi simțit mai în siguranță. Eu nu mă simt în siguranță cu masca aia să vii tu să-mi dai amendă. Nu mai știu de unde sare poliția ta să-mi dea mie amendă. Că vedeți că n-ați pus masca cu metalul pe nas. Ați pus-o invers. Eu vă înțeleg. Vă recunosc de la televizor. Știu să aveți dreptate, dar așa e legea. Vreți să nu respect legea? Chiar dumneavoastră, domnul Banciu, nu cunoașteți legea noastră care... Și pe bună dreptate ați spus. Da, n-am ce să vă fac, îmi pare rău. Aveți 2000. Să-mi dați 20.000 după aia când îmi vine acasă, că n-am avut, da, bucățica aia de metal, mi-era pe bărbie, de trac, de frică, mi-am pus-o invers. Nu, mă, sănătatea înseamnă să ai spitale, bă. Să ai medicamente gârlă, să ai măști în cutia poștală, să ai măști distribuite în fața blocului, cum venea lăptarul pe vremuri, să-ți aducă sticlele de lapte, să-ți aducă cu ghibolii măștile, bă. Dacă suntem o țară agrară, să aducă cormoranii măștile, să le aducă cineva. Aia însemna siguranță sanitară. Nu că mi-ai dat 20.000. Că eu dacă îți dau ție 20.000, tu n-ai avea de unde să-i plătești. Ar trebui să iei, cum scriau ăia din kamikaze pe vremuri, mă, că pe ei nu-i sancționa nimeni. Da? Ar trebui să iei din ce ai furat. Tu de unde ai plătit 20.000? Din ce? Din salariul ăla? Că nu mai ai nici de o napolitană pe lună la 20.000. Cu oricât ai fi tu de milițian sau de ministru de interne, nu mai ai bănuți. Da? N-ai dacă n-ai dat niște telefoane la timp, dacă n-ai pus niște vorbe bune la timp, n-ai de unde să plătești. Noi atât de unde credeți că avem noi 20.000 să vă plătim numai așa ca să vă faceți voi fondul de petrecut la mare în sărbători? Nu, n-avem de unde să plătim. Și atunci numai bine era să încropiți niște... Acum n-aveți timp. Da? Dar după ce trece un pic molima asta, apucați-vă să vedem, vă veți apuca de spitale din ziua în care se termină starea de alertă. Uite, eu o să vă cronometrez în fiecare zi. Așa ne-a zis președintele României. Trebuie să ne apucăm de reconstrucție. Hai că o să vedem. Când ieșim din starea de alertă 30 sau 60 de zile, vă apucați de a doua zi de treabă? Că poate mai vine o pandemie peste 2-3 ani. Ce o să facem? Tot cu măștile o să fim, domnul Vela. Tot cu măștile, tot cu mănușile astea. Și o să vă întrebăm la televizor, alea purtate la pandemia trecută de la TVR sunt. Alea mai sunt valabile? Nu, domnișoară, trebuie să vă cumpărați măști de la firma lui Tătaru. Alea sunt valabile. Hai, publicitate. Pentru că vine rar pe masa noastră, dar aș vorbi un pic și despre această bulă turistică, a priori în patru, România, Bulgaria, Grecia și Serbia. Pare că deocamdată guvernul de la București, ministrul economiei Virgil Popescu, în speță, nu și-ar fi dat acordul. Bulgarii, sârbii și grecii vor să facă un fel de bulă turistică, adică un coridor dintre ăsta prin care să nu mai existe acea carantină de 14 zile, odată cu începutul calendaristic.
statistic al verii ca să-și salveze industria turistică. România, mai sceptică, neavând coloană vertebrală, neavând inițiativă, neavând idei, evident, suntem la an lumină de practicile turistice ale bulgarilor și grecilor, deocamdată să mai gândește. Ma, sigur, noi neavând turist de masă pentru această perioadă, cel puțin prima parte a verii, nu este o miză. Dar vreau să le transmit celor care se pregătesc de vacanțele de vară, cei care au deja rezervări, care nu mai știu cum să-și decupeze în calendar aceste date, că nicio țară nu va reuși să treacă cu bine peste această perioadă post-pandemie dacă nu deschide granițele complet. Deci chestiile astea, să completezi formulare, să-ți ia temperatura la frontieră, să vii cu certificat de COVID, să te caute ea și în cur dacă vii cu animalul de companie sau cu, mai știu eu, cu cine, nu faci turism de masă. Ori atenție pentru Grecia, Bulgaria, mai puțin Serbia, care n-are ieșire la mare, dar pentru alte țări europene, Spania, Italia, Portugalia, care se întind spre 10% din PIB în industria turismului, este o catastrofă. Aceste țări nu vor mai ieși din criza turismului ani de zile, dacă nu vor negocia ca lumea această perioadă. Sigur că pentru noi, ca cetățeni ai unei țări care nu contează în domeniul turismului, nu este o tragedie dacă nu plecăm nicăieri în vara asta, sau dacă ne ducem în țară, așa cum sunt sfătuiți foarte mulți europeni. Noi, ca să nu existe riscuri accentuate, faceți-vă vacanțele la voi în țară. Pentru aceste țări, în special PIGS, cum sunt numite țările din sudul Europei, lumea financiară le spune PIGS, adică porcii, Portugalia, Italia, Grecia, Spania, da? Ba chiar se scrie PIGS cu 2 de I, că economic trecuseră și Irlanda acolo. Dar altfel, dacă nu trecem Irlanda, vorbim despre turism, este Portugalia, Italia, Grecia și Spania. Deci țările astea, dacă nu dau drumul turismului la modul deșanțat, cum au făcut-o până vara trecută, sunt gata. Deci vor sucomba industria turistică, hotelăria, dar tot ce conține industria asta, Portugalia, de exemplu, 10% din activitatea națională se desfășoară în turism. Grecia, undeva spre 15%. Deci țările astea nu vor mai supraviețui și criza va fi la fel de puternică ca și cea economică. Atenție, acest un subiect care va deveni de mare amploare peste vară. Dar citeam și mă distram cât sunt de proști unii. Dacă vii cu astfel de chestiuni, cine se va duce la tine în țară când îl iei cu toată birocrația asta? Îți mai trebuie, dar ștampilă pătrată aveți? Adică eu mă duc de la Carei, da, de unde se agață harta în cui, să-mi fac vacanța la nisipurile de aur și după ce merg 40 de ore ca să ajung până la frontiera cu Bulgaria, tu mă întrebi dacă am ștampilă de nu știu care. Deci aviz amatorilor, sigur că noi vorbim aici între noi, nu ne aud birocrația care o să ocupă de turismul european, da? Mi se fâlfâie de ei. Habar n-au să întrețină industria asta, nu se face așa. Deci dacă vrei să dai drumul, ai două variante. Ori le spui oamenilor din capul locului, bă, tată, anul ăsta spunem pas, ne pare rău, o să încercăm pe plan intern să ne revitalizăm zonele, o să-i convingem pe ai noștri să ne viziteze țara, da? Și poate am reușit să mai aplanăm din efectele astea ale catastrofei. Sau faci asta, sau dacă nu deschizi granița totalmente. Eu cred că se va întâmpla, pentru că, atenție, această vară își mută centrul de gravitație un pic mai jos. Deci nu există turism în mai și iunie. Astea sunt doar de proximitate, de conjunctură. Turismul de oportunitate, care nu contează, dar aduce bani la PIB. Iulie, august și toată luna septembrie, poate chiar dacă vremea va fi bună în sudul Europei, și prima jumătate, cel puțin, a lunii octombrie, vor constitui zona grea de turism. Că toți ne vom decala concediile, evident. Dă-i dracului de angajatori, că i-am ținut destul noi în perioada asta a COVID-ului, ce făceau fără noi. Deci nu o să aibă încotro și o să trebuiască să ne deschidă până la urmă barierele, da, vacanțelor de vară peste toamnă. Totul se va decala peste tot, dar toate instituțiile, nici măcar ăia cu termometru, nu vor mai sta în octombrie să-ți ia temperatura, că vor fi făcut deja niște bani. Până atunci vor să vadă și ei 2-3 plaje din Grecia mai ieftine decât plajele de la noi. Deci, despre asta e vorba. România nu este cazul să intre, dar nu că suntem noi mai deștepți sau că ar ști Virgil Popescu ce să facă. Nu. Bineînțeles, numai noi, nefiind o țară turistică, noi nu avem mare lucru de pierdut.
La noi nu este un turism estival. Cine își face concediu de 2 săptămâni la mare în România venind din altă țară în secolul 21? Doar un idiot. Evident că n-ai toate plajele Europei la dispoziție. Ești cetățean UE. În România poți să vii de chichi o zi, două. Da, cum te-ai duce în Ecuador. Nu mai știi ce să faci. Vreau să te duc, mă duc și eu să văd plantațiile de cacao din Ecuador 2 săptămâni. Sau 2 zile după buget. Așa vii și în România. Am vis să stai la plajă la Mamaia 2 săptămâni. Ce, cu banii pe care îi dădeai la Monte Carlo? N-are niciun sens. Deci România nu există pe această hartă. Dar noi contribuim și noi. Cu amărâții noștri care sigur îi țin în picioare pe bulgari și pe greci, pe turci mai puțin. Aia încep să aibă o altă clientelă în ultima perioadă. S-au cam debarasat de noi. Ne-au cam pierdut pe undeva pentru că aveau exigențe și cum au mărit prețurile, românul s-a lăsat de Turcia. Dar bulgarii și grecii trăiesc din asta. Ei au nevoie și de turismul ăsta pentru că altfel o duc foarte rău. Grecia ar avea nevoie, vă spun așa, niște cifre economice pe surse, ar trebui să-și ducă industria turismului aproape de 50% ca să facă țara să fie rentabilă. La potențial au, dar dacă nu duc la 50%, ei sunt undeva între 13 și 15. Dacă ar duce la 50%, atunci Grecia ar funcționa aproape normal, chiar dacă pe partea economică sunt ultimii oameni. Deci cam atât ar trebui să mai adauge. De asta fac eforturi să aibă din turismul ăsta într-adevăr un scop. Pentru că altfel, dacă nu, vor bâșbâi încă un secol. Până nu vine vreo meteorit să recalculeze frontierele și produsul intern brut al națiunilor. Aș încheia și cu această declarație colosală a antrenorului de la Botev Plovdiv, acum că tot s-a anunțat, vorbeam de Bulgaria, reînceperea campionatului bulgar de fotbal în prima săptămână a lunii iunie, teoretic, sigur, cu porțile închise. Antrenorul Botev Plovdiv, Ferario Spasov, mă dați seama ce nene e ăsta, Botev Plovdiv e clubul ăla parcă unde ultimii 3 președinți au fost asasinați. Hai să așa, zice, deja meciurile cu public la noi în campionat nu sunt foarte interesante. Nici nu îndrăznesc să-mi imaginez ce se va întâmpla când vom juca fără spectatori. Are dreptate. Foarte bună declarația lui și am văzut că a fost bine primită și în Occident. Uite, un om rezonabil. Media spectatorilor în campionatul bulgar nu depășea 1000 la meci. Era un pic mai mică în provincie. Dar 2-3 echipe din Sofia au mai ridicat puțin. Cum să joci, mă, fotbal în Bulgaria cu porțile închise? Păi vă amintiți când lătra Dulău ăla? Comentam noi meciurile alea din Bulgaria profundă și lătra câte un câine 90 de minute la uzei în căști. Avea câte o cușcă, din aia aveau și ei milițienii lor și aia se duceau cu câinii la meciuri. Stătea câinele și lătra, că îi vedea pe ea alergând pe teren, bă, lătra 90 de minute. Noi ne doream să vină pauza aia mai repede, să auzim pe Angela Similea în căști, orice, pe Aura Urzicianu, numai să nu mai auzim pe ăla. Bă, cum începea repriza a doua? 45 de minute urla ăla. Da? Și cum e să joci fără spectator, dar tot cu câini? Ea trebuie să vină ca să asigure ordinea, să nu cumva să vină vreun de-asta cu ceafă groasă să își bage pepenii la vânzare pe stadion. Da? Sublim. Bun, ne revedem mâine seară.